Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Ce să-i dau copilului meu de mâncare dimineața? Cum să-l conving pe copilul meu să mănânce dimineața mai multe fructe? Ce să-i spun copilului meu dimineața când este mofturos și nu vrea să aleagă niciuna dintre mâncărurile pe care îi le pun pe farfurie? 100.000 de întrebări care vin de la voi legate de micul dejun. În dimineața asta, Fetița Zurli a pregătit ceva pentru mine, așa cum ne-am obișnuit deja, pentru că în echipa noastră lucrurile sunt inversate. Aici eu trebuie să fac față tuturor curiozităților Fetiței Zurli și, credeți-mă, și gust aceste mâncăruri la un moment dat. Fetița Zurli, astăzi cu ce mă pedepsești? Antiprezentatoarea. Deci, astăzi te voi convinge. Așa. Să mănânci o salățică. O salățică mică? Da, o cu salățică. Ce? Cu salată verde. Cu salată iceberg. Așa. Așa se numește, iceberg. Iceberg. Așa. Și ce mai conține salata ta? Salățica mea mai conține, bineînțeles, roșii. Așa. Da, se pun, uite, se adaugă așa și asta e o salată pe care poți să o pregătești cu pețișoarele chinezești ca să fie mai amuzant. Așa. Trebuie să aveți curajul să-i lăsați pe copii în bucătărie, să folosească recipientele pe care le aveți pe acolo, să folosească produsele din frigider și din cămară. Nu vă temeți să le dați pe mână lucruri de oameni mari, pentru că s-ar putea cu ocazia asta să descopere cât de bune și de sănătoase sunt produsele pe care noi le avem prin frigider. Și apoi, tanti prezentatoarea, pentru o aromă de dulce. Așa. Pentru că nouă ne place salata dulce. Salata dulce. Punem niște bucățele de ananas. Priviți aici cu câtă delicatețe poți să pui. Bine, și sunt bucățele de ananas tăiate de tanti prezentatoarea deja în formă de evantai. Salată verde, cu roșii, cu bucățele de ananas și cu ce mai urmează? Și pe deasupra, bineînțeles, presărate cu bobițe de struguri. Cu bobițe de struguri. Aceasta este salata din dimineața zilei de duminică. Vă invit și pe voi să vă lăsați copiii să vă surprindă în dimineața asta cu o mâncare. Iar pentru cei care n-au chef să mănânce nimic în nicio dimineață, le propun părinților un joc. Mai ții minte, Fetiță Zurli? Când te-am chemat în bucătărie și ți-am zis, vezi că ți-am pregătit o surpriză și tu te-ai așezat în fața farfuriei și pe farfurie eu pusesem, dragi părinți, niște cuie. Poftim? Pe care le-am acoperit cu un capac. Și ea s-a așezat ca o floricică la masă și a zis, a, ce surpriză mi-ai pregătit. A ridicat capacul și a găsit cuiele și am zis, Fetița Zurli, ia și mănâncă, sunt proaspete. Tocmai ce le-am găsit, da, le-am fiert. Eu am zis, cum să mănânc așa ceva? Nu este posibil. După care, de fapt, am scos din cămara adevărata farfurie acoperită cu un alt capac sub care se ascundea cel mai gustos sandwich. Nu vă teme să vă jucați cu ei, pentru că vor înțelege din jocul vostru că îi iubiți, că le dați atenție și că sunteți dispuși să gustați inclusiv o astfel de salată. De? Ce e? Salată de? Salată de iceberg cu roșii, ananas și struguri. Poftă bună! Bună dimineața! Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.